Un grav accident de circulație s-a produs în seara zilei de 1 octombrie pe raza comunei Săbăoani, unde un conducător auto care avea un pasager în dreapta a intrat într-un șanț betonat de pe marginea șoselei. Accidentul s-a soldat cu 2 morți, șoferul a murit pe loc, iar pasagerul din dreapta a decedat mai târziu la spital. În primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit faptul că în timp ce un bărbat de 35 de ani de Roma conducea un autoturism pe strada Orizontului, în sector de drum în curbă la dreapta, a pierdut controlul vehiculului, a pătruns pe contrasens, după care a prins șanțul betonat din partea dreapta a direcției de deplasare și a intrat în coliziune frontală cu un stâlp de iluminat public. În urma impactului, autoturismul s-a răsturnat și a rămas pe cupolul în afara carosabilului, rezultând decesul conducătorului auto, cât și a unui pasager din dreapta față, un tânăr de 27 de ani din Săbăoani. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțională de ucidere din culpă. Polițiștii continuă ancheta, dar așteaptă și rezultatul necropsiei. Oamenii legii nu exclud ca accidentul să se fi produs pe fondul lipsei de experiență a șoferului care își cumpărase mașina în vara acestui an. Niciuna dintre cele două persoane aflate în mașină nu purta centură de siguranță.